seara de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! O nouă zi de joi, tot mohorâtă la Piatra Neamț, tot cu ploi astă noapte, dar în schimb avem vești bune. Avem vești bune pentru că este joi dimineață și a apărut Mesagerul de Neamț, un număr dedicat în cea mai mare măsură performanțelor unor copii din județul Neamț, cu care ne mândrim și noi an de an aici la Mesagerul am promovat acești copii, acum în perioada aceasta de final de an școlar. De asemenea, în Mesagerul continuă acel dialog publicat la rubrica Gura Lumii, dialog pentru care nu băgăm mâna în foc, după ce a apărut dialogul de săptămâna trecută și am avut niște reacții absolut savuroase. Astăzi am primit partea întâi a unui alt dialog din aceeași instituție, ca să vă spun doar finalul acestui dialog. Deci, un fost angajat al unei instituții județene discută cu actualul șef al instituției județene și prin el îi spune: domne, tu ești băiat bun, ești băiat ok, ai lucrat cu mine un an și ceva, n-ai rezistat, asta e, te-ai dus, ai plecat. Zice: băi, te-am iertat pentru toate, dar nu te iert pentru un singur lucru. Care? Zice: băi, tu și cu încă unul m-ați făcut să lucrez, măi, cu aia care m-a înjurat tot timpul și să o iau lângă mine. E, dialogul puteți citi în Mesagerul, eu zic că este interesant așa. Bun, a doua veste bună, suntem în direct cu domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața la cafeaua de dimineață! Mă bucur că sunteți împreună cu noi la cafeaua de dimineață, domnul doctor, într-un peisaj absolut fabulos acolo din ce vedem noi. Aveți și un trandafir în spate, ba chiar mai mulți, unii dintre ei sunt și roșii. Lăsați, luați nuanța roz a trandafirilor, nu vă uitați doar la roșii, pentru că ei au trei nuanțe în structura lor coloristică. Așa. Și m-am gândit că dacă tot vorbim despre PNRR și despre tranziția ecologică, să o facem din mijlocul naturii. Așa este. Asta sper era... Pe fundal o să se audă și cocoșii, sper ca cei care ne urmăresc să nu o interpreteze altfel. Deci, asta era a treia veste bună, că vorbim despre PNRR, da? Planul Național de Restructurare și Refacere. Așa, restructurare. Asta este a treia veste bună. Este o veste bună. Eu lansez o provocare în momentul ăsta și pornesc discuția despre PNRR cu sub următorul generic. PNRR, un PNDL european. Știți ce, adică știți, cunoașteți PNDL-ul, acel program național de dezvoltare locală inițiat, să spunem așa. Din greșeală logală, cred că v-ați gândit la logaritmi. Din PNR. Corect, exact, acolo mă gândeam. Acum mă gândeam să fac o legătură, că PNDL poate să fie și altfel, se poate citi, dar nu vreau să supere Liviu pe mine. Știți? Asta era ideea. Bun, PNRR este, poate fi asimilat unui PNDL. La ce mă refer aici? Faptul că au apărut tot felul de discuții după prezentarea planului, apropo de vechea politică care la noi este deja consacrată, PCR, pile cunoștințe relații, că în acest nou plan, care teoretic ar trebui să însemne nu numai o gură de oxigen, ci oxigen mult pentru România, în toate punctele de vedere, acest nou plan ar avea niște chichițe, niște hibe, niște căi bătătorite pentru anumite persoane. Da, bun. PNRR-ul ca și PNDL-ul, diferența face că PNRR-ul este construit, este creat în baza unui cadru general pe care l-a propus Uniunea Europeană, desigur și în urma pandemiei, pentru că de fapt pandemia a generat acest sistem de finanțare. Trebuie să spunem de la bun început că el se bazează pe 6 piloni.
6 piloni importanti, tranziția ecologică, transformarea digitală, creșterea inteligentă, durabilă și inclusivă, coeziune socială și teritorială, sănătate, reziliență economică, socială și instituțională și politici pentru generația următoare, copii și tineri. De fapt, toate acești piloni și problematica ridicată de aceste domenii sunt caracteristice tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dacă ne gândim la PNDL, desigur și PNDL-ul a fost creat la momentul respectiv pe cel puțin teoretic, în baza unor necesități, a unor realități, a unor nevoi pe care România le are, începând din zona rurală până în zona urbană super dezvoltată. Toate aceste elemente nu vin decât să finanțeze rezolvarea unor nevoi, repet, ale României și aici ne putem, dacă le luăm una după alta, ne putem referi la toate. Dar dacă vorbim la modul general de domenii, avem finanțare și reformă, pentru că până la urmă această finanțare, bun, trebuie să specific de la început că vorbim despre 29,2 miliarde de euro. Aceasta este finanțarea PNRR-ului, din care 13 miliarde se referă la restructurare, la reforme, iar restul sunt de fapt împrumuturi. Împrumuturi de ce? Pentru că, așa cum știm, datoria publică a României se apropie de 50%, ceea ce este, să spunem, la limită față de o situație irreversibilă. Domnul doctor, vă propun să ne oprim un pic aici. Deci se apropie de 50% datoria publică. Noi accesăm, teoretic, spunem deocamdată, 29, nu știu cât la milioane de, miliarde de euro. Pe care 16 miliarde sunt împrumut. Bun. Da. Ne condiționează cumva aceste împrumuturi anumite reforme? Absolut. Chiar dacă sunt împrumuturi, împrumuturile sunt de fapt pentru a realiza reformele. Și nu vorbim aici de bani dați în consum, așa cum s-a întâmplat, se întâmplă și astăzi. Facem împrumuturi și banii merg în consum. Și aici mă refer la creșterea uneori irațională a salariilor, mă refer la creșterea pensiilor și, din păcate, așa cum vedem în continuare, nu cresc pensiile mici, ci cresc pensiile mari. Mai găsim niște categorii favorizate și mai găsim niște pensii speciale în anumite domenii. Deci aceste împrumuturi care subliniez au o dobândă mult mai mică decât nivelul de dobânzii pe care o avem astăzi în împrumuturile curente ale guvernului. Deci aceste împrumuturi se referă de fapt la restructurare și la reformă. Și aici vorbim de domeniul educațional, vorbim de domeniul sănătății, vorbim de domeniul social, foarte importante reforme. Iar atunci când vorbim despre cele 13 miliarde care vor intra în investiții, ne referim la câteva elemente care sunt vitale și pentru România ca pentru toate statele europene. Ne referim, de exemplu, la digitalizarea sistemului, la digitalizarea administrației, lucruri care ne aduc coerență în administrația publică locală și care trebuie să ne aducă coerență. Care trebuie. De fapt, ca să fim... Noi discutăm astăzi la nivel teoretic, pentru că drumul spre iad este pavat de bune intenții. Dacă ne uităm la cum este structurat PNRR-ul, da, ok, desigur nu acoperă toate nevoile, dar acoperă nevoile esențiale, vitale pentru un stat european. Noi avem tot felul de caracteristici atipice. Gândiți-vă că în momentul de față, în toată Europa și în toate statele dezvoltate, avem o migrație din zona rurală către zona urbană. Se vorbește despre un procent de 30% de migrație rurală către urban până în 2050 în toate statele dezvoltate.
În România avem o situație atipică. Gândiți-vă că noi avem o migrație a forței de muncă către alte state. Iar migrația se produce invers decât în cealaltă state, pentru că pe o situație economică slabă, pe o viață din ce în ce mai scumpă, pentru că vorbim aici în primul rând, noi am mai vorbit în emisiunea dumneavoastră despre scumpirea alimentelor, despre criza apei, despre lucruri care vor veni, ne place, nu ne place. Și care se întâmplă și acum, domnul doctor? Și care se întâmplă și acum? Noi avem o migrație din zona urbană către zona rurală, pentru că pensionarii și mulți dintre ei din categorii favorizate, cum le zic eu, cei care se pensionează înainte de termen, au ales să trăiască în zona rurală. De ce? Pentru că ce s-au scumpit cel mai tare? Alimentele, da? În zona rurală încă mai supraviețuiește sistemul de autoconsum. Adică mai creștem o găină, mai creștem un porc, mai punem niște legume în grădină, care practic spre final constituie coșul zilnic al fiecărui cetățean, coș care este mult mai ieftin în sistemul de autoconsum. Dar aici, desigur, intrăm în contradicție cu politicile europene, care ne doresc foarte mult o piață de consum, mai ales în zona alimentară. Intrăm în contradicție cu expansiunea supermarketurilor care ne-au invadat și care încearcă să controleze ceea ce înseamnă piața. Controlează, domnul doctor, controlează. Încă nu. Să știți că suntem la limită. Noi suntem la limită cu toate. Vorbeam despre datoria publică, vorbesc despre ceea ce înseamnă industria alimentară din România. Suntem la limită. Și cu rezistența suntem la limită, apropo de planul național de... Exact. Acest plan național de rezistență vine până la urmă să ne mai dea o șansă, dar dacă mă întrebați pe mine, este ultima șansă în care noi putem stabili ca stat care sunt politicile în agricultură, politicile în industria alimentară. Nu pot să nu vă întrerup. Ați pronunțat cuvântul agricultură. Eu l-am căutat în planul național și nu prea am găsit. Da, este foarte adevărat. Și nu credeți că este o mare greșeală? A fost o componentă, este o componentă care pe mine m-a obsedat de-a lungul anilor, pentru că, din păcate, suprafața cultivată a României irigată a scăzut dramatic cu 75%. După 1989, investițiile în ceea ce înseamnă irigații au fost din ce în ce mai mici și, din păcate, s-a mers pe sistemul cu pompe, stații de pompare centrale, care urmeau să pompeze apă, dar consumând energie electrică. Astfel, irigațiile devenind foarte scumpe. Iar acum, când s-a pus problema să introducem irigațiile în sistemul, irigațiile în PNRR, România a venit cu același proiect vechi, cu stațiile de pompare dinainte de 89, cu refacerea lor, desigur, iar sistemul secundar de irigații, care în ultimii ani a fost chiar binișor finanțat de către fondurile europene, el există, n-a beneficiat și el de PNRR, pentru că n-au beneficiat stațiile de pompare, care, așa cum vă spuneam, au promovat acel sistem înainte de 89, iar nu era o problemă, curentul era ceva mai ieftin. Domnul doctor, ca să fac o glumă, deci nu avem agricultura în PNRR pentru că stațiile de pompare, ele însele, nu și-au știut să-și upgradeze proiectul ca să intre acolo. Sau poate... Nu au venit cu un nou concept. Abordarea a fost pentru că noi avem un sistem, o rețea de stații de pompare, care de-a lungul anilor s-au tot investit bani. Puțin, bine, unele au dispărut cu totul, că au fost furate și țevi și... De cei care le păzeau. De cei care le păzeau, desigur. Aici, când vorbim de reziliență și redresare, acest program foarte important, eu consider foarte important, unii spun că ar fi un nou plan Marshall pentru Europa, desigur, dar uite că și România poate beneficia. Trebuie să fim foarte atenți. Mi-a plăcut asta, că și România poate beneficia de un plan european.
Mi-a plăcut. Da, eu sunt puțin reținut, adică sunt optimist, dar... Ponderat. Ponderat, pentru că noi am mai avut programe, am mai avut planuri, am mai avut fonduri europene. Dar nu știu cum Dumnezeu undeva se rupe firul și nu reușim să implementăm așa cum ne angajăm. Pentru că respectarea angajamentelor, până la urmă, nu sunt angajamente față de Uniunea Europeană. Cu toții spunem, da, Uniunea Europeană nu o să ne dea voie să risipim banii, ne va monitoriza, ne va controla. Eu cred că trebuie să devenim conștienți și responsabili, sunt banii noștri și dacă nu știm să-i cheltuim, ne afundăm din ce în ce mai tare. Domnul doctor, haideți să vedem. Au apărut tot felul de discuții apropo de cheltuirea acestor bani, care deocamdată există undeva într-un plan care încă nu este finalizat. Încă nu este finalizat. Bun, acum am să vă spun ceva. Chestia cu finalizarea, au apărut tot felul de discuții, de lupte politice. Eu aș fi văzut Programul Național de Redresare și Reziliență și Redresare ca un bun comun politic. Eu aș fi văzut ca toate partidele să pună umărul. Pentru că este bula de oxigen... Păi care... toți vor să pună umărul, domnul doctor. Toți vor să pună mâna, umărul, cu totul. Deci aici este problema. Adică vor să pună mâna până la umăr, este expresia corectă. Și uită că au și degetul ăsta mare, știți? Se pare că i-am putat la unul. Avem nevoie de solidaritate atunci când vorbim despre astfel de programe. Și revin, noi am fost acuzați că a fost respins programul. Nu, el este într-o continuă negociere. Aici se fac negociere. Întotdeauna Comisia Europeană este obligată să ceară clarificări, să obțin clarificări. Până la urmă, acesta va fi. Vor ceda cei de la Comisie. Vor ceda în sensul în care sunt suficiente argumente. Dar vorbeam tot noi doi la o cafea informală, adică la o întâlnire informală și nu una televizată. Corect, corect. Dar vă rog să nu spuneți tot ce vor. Nu, de alta, dar s-ar putea să... Păi, voi fi reținut pentru a păstra un cadru așa semi-oficial. Mai ales că noi doi punem mare accent pe comunicare, pe care, știi, ați văzut că orice se întâmplă în România... Concluzia este lipsă de comunicare. Mă gândeam acum că ar trebui un organ de presă să existe care să nu facă altceva decât fiecare știre care apare să o dea în patru variante. Varianta puterii, varianta opoziției, mă rog, cât or fi ei de opoziție, varianta cetățeanului tip șoșoacă, varianta cetățeanului tip nu știu care, și să dai știrile ca să dai pentru fiecare. Mai aveți varianta fake news, care funcționează din ce în ce mai tare. Asta nu mai este o variantă fake news, ea a devenit realitate. A devenit, de fapt, instituționalizată. Exact, deci nu mai avem discuții. Da, bun. Și despre asta vorbeam despre această comunicare cu Comisia Europeană, aceste negocieri și clarificări. În contextul în care avem diferențe, sunt state care au apelat, de exemplu, la împrumuturi, cum e cazul României, al Italiei, al Greciei, sunt state care n-au apelat. Eu am avut curiozitatea încă acum o lună de zile să văd PNRR-ul Portugaliei. Aprobat ieri. Aprobat ieri, da, chiar m-a bufnit râsul, pentru că eu, din toate PNR-urile, am zis, dom'le, Portugalia e cea mai apropiată ca nivel de trai, ca dezvoltare economică, socială. Ne depășește totuși la fotbal, domnul. Ne depășește la fotbal un pic. Să nu trecem la fotbal, eu nu sunt un microbist, dar mai nou văd un meci pe seară, ceea ce îmi dă de gândit apropo de obiceiurile mele. Să revenim la PNR. Deci, avem abordări diferite. Nu putem compara un PNRR al Germaniei sau al Franței cu un PNRR al României. Oamenii zic, dom'le, dar de ce nu luăm model Germania? Nu putem să luăm model, pentru că, până la urmă, modelul este cadrul general pe care ni l-a dat Comisia Europeană, Uniunea Europeană. În acel cadru, fiecare țară se dezvoltă în funcție de nevoi și de necesități, de domeniile în care este subdezvoltată. Iar eu am curajul să spun că în domeniul educației suntem subdezvoltați,
în domeniul IT, atât soft cât și hard, noi suntem subdezvoltați. În ceea ce înseamnă lățimea bandei de internet, noi suntem subdezvoltați. Adică avem cei mai inteligenți IT-iști, avem în România, gândiți-vă că avem Agenția Europeană de Securitate Cibernetică, adică forumul principal de referință pentru securitate cibernetică. Gândiți-vă că avem Bitdefender, care este o companie românească. Adică noi am scris istorie în zona IT-ului și chiar și în zona softului și a hardului, dar noi nu suntem în stare să dezvoltăm sistemul IT, în primul rând pentru ceea ce înseamnă administrație, pentru că asta ne simplifică viața. Acum în PNRR se face un cloud în care vor fi introduse toate instituțiile statului. De ce? Pentru că noi avem 6 instituții importante, nu știu, să dau exemplu, ANAF-ul, Justiția, dar ele nu sunt interconectate, ele n-au o interfață. Vorbeați de PNRR și tot așa noi râdeam, ziceam, bun, s-a făcut PNRR-ul, dar pe ce date se bazează? Exact. Pe INS, dar până una alta, INS-ul oficial transmite la Eurostat. Eurostatul care este instituția europeană. Atunci europenii vor lua de bune ceea ce transmite INS-ul. INS-ul săracul de unde primește? De la instituțiile publice din România. Cum le primește? Făcute din pix în birou, când un președinte în Consiliul Județean sau un primar țipă, am nevoie de datele până mâine pentru că trebuie să le transmit la INS. Ele se fac, am eu vorbele, le face în baie și după aia le transmite. Aici avem probleme. Noi avem probleme structurale. Noi avem probleme de onestitate a datelor. Pentru că fără onestitatea datelor, totul este compromis de la început, pentru că noi vorbim, bun, hai să spunem că vorbim despre infrastructura rutieră, despre infrastructura feroviară. Aceste lucruri se vor realiza și sunt convins, eu am încredere. De exemplu, pe partea de infrastructură rutieră și feroviară, cred că se vor realiza. Sunt 7,6 miliarde. Exact. Eu sunt convins că acolo lucrurile vor merge bine. Dar vor merge bine atunci când vom avea o lege a achizițiilor publice care să ne protejeze pentru a nu mai contesta, amâna. Gândiți-vă că noi avem proiecte amânate cu 5 ani pentru că au fost contestate legea achizițiilor. Domnul doctor, vreau să discutăm, haideți că ați deschis această cutie a Pandorei. De ce avem noi contestații? Bun, avem contestații, unele motivate, pentru că nu pot să spun că unii nu sunt motivați. Dar avem în același timp deja o tactică a contestațiilor. Corect. Care a funcționat ani de zile și pe fondurile europene. Gândiți-vă că cineva când vrea să blocheze, contesta. La un moment dat s-a format așa, vedeți, funcția creează organul, s-a creat un corp. Al contestatorilor publici. Contestatarii de serviciu. Erau băieții profesioniști care contestau și nu numai într-o zonă, cam în toate zonele. Indiferent că e POR, indiferent că e PNDR, indiferent de programele care erau. Știți ce se întâmplă, domnul doctor? Îmi aduc aminte că acum câțiva ani buni exista o companie în zona Bacăului care făcea drumuri și le făcea destul de bine. Brusc, compania aceea a dispărut din peisaj. Nu știu din ce motive, era contestată la licitații, mă rog. A început să facă drumuri, dacă nu mă înșel, prin Africa sau Asia, Africa parcă. Acum, compania a revenit și câștigă pe bandă rulantă toate licitațiile și își face treaba. În general, cam cu un an, doi înainte de finalizarea contractului. Am o întrebare ca să-l mor prost. Vorbiți de compania domnului Umbrărescu. Exact. Cum a fost posibil? Stați puțin. Compania domnului Umbrărescu este cea mai performantă companie astăzi în România. Dar de ce această companie a fost obligată să părăsească lucrările publice din România
și să aștepte până când, vezi, Doamne, i s-a permis. Pentru că, domnul Bălănescu, în România nimic nu se face fără tranziție. Care e mai ușoară sau mai grea? Am înțeles. M-am lămurit. Bun. Haideți să revenim un pic la problemele semnalate, nu știu dacă de presă, cât de opoziție în general, dar și de presă, presa de opoziție. Așa, apropo de cheltuielile din PNRR, mie mi-a atras atenția o chestiune, 133.000 de euro pentru costul unei persoane, trainingul unei persoane în domeniul, dacă nu mă înșel, educației. Ceea ce mi se pare, chiar și Comisia Europeană a spus că pare a fi un cost puțin exagerat. Bun, acum costurile astea, revenim la ce date avem. Da, corect. Unde facem? În ce condiții? Avem sume standard. De exemplu, eu când am fost secretar de stat, mereu se făceau achiziții și eu mă speriam și pentru servicii și pentru bunuri. Și eu mă speriam de diferență. Diferențele erau până la 35%. Același produs cumpărat într-o zonă a țării sau cumpărat în altă zonă a țării. Și așa am făcut o bază de date a prețurilor de referință. Și nu aveai voie să depășești, nu mai știu cât era, 3,5% față de prețul de referință. De exemplu, plata în țările civilizate nu se raportează cât ai tu salariu pe lună, cât e brut, cât e net. Este vorba de costurile și plata pe oră. Deci unitatea de măsură este ora. Până la urmă, aici, iarăși, eu nu am capacitatea și nici pregătirea să spun că e prea mare sau că e prea mic. Dar Comisia Europeană are la ce să se raporteze, pentru că la nivelul Comisiei Europene există prețuri de referință pentru servicii, pentru bunuri. Deci, eu cred că lucrurile astea se vor regla. Și eu am auzit țipând lumea, domnule, dar e prea mult ăla. Dar pe ce te bazezi? Știți cum e? Așa cum puterea, guvernarea, face un preț și vine și spune, domnule, ăsta e prețul corect, ăsta e prețul bun. Așa și opoziția, că de-aia e opoziție, vine și spune, noi, domnule, e prea mare. Da, cum? Argumenta, motivează-mi, fundamentează-mi. Pentru că orice preț, orice tarif este fundamentat. El trebuie fundamentat. Eu am lucrat cu fonduri europene, am lucrat și din administrație și din privat. Pentru fiecare euro trebuia să scriu 10 pagini. Apropo de eliminarea birocrației prin digitalizare. Da. Eu înțeleg că lucrurile stau așa, dar totuși mi se pare așa un pic superflu să trimiți un plan care să vină cu atât de multe observații pe absolut toate domeniile. Nu sunt chiar toate domeniile. Eu din câte m-am uitat... Mai înainte am vorbit de un domeniu care este... Pe agricultură nu sunt observații, că el nu există. Nu există. În plan. Dar se vine cu o strategie de dezvoltare neagricolă. Adică, bineînțeles, în completare, pentru că noi trebuie să știm, noi vorbim acum de PNRR. Există și alte. Există și fondurile europene pe care noi le-am avut de-a lungul anului și pe care o să le avem din nou. Din ceea ce înseamnă fondurile structurale. Fondul social, fondul pentru agricultură, fondul pentru dezvoltare regională. Adică vor veni bani și de acolo. Ele se completează unul pe altul. Și aici este o problemă. Să nu ne trezim că vom cere să cheltuim bani pe același lucru pe care l-am introdus în PNRR. Decontarea dublă e sfântă. Decontarea dublă este sfântă în România. Și la Piatra Neamț cu atât mai mult știm că există cazuri de genul ăsta. Da, bine. Ne-am învățat cu asta sau nu ne-am învățat... Trebuie să trăim cu asta, pentru că ne avem în cursul. Unii trăiesc foarte bine din decontări duble. Adică, gândiți-vă că avem reforma socială. Se vorbește foarte mult despre incluziune socială. Este reforma educațională. Banii pe care noi i-am solicitat de la Uniunea Europeană se referă, de exemplu, pe educație, la abandonul școlar, unde noi avem o problemă. Noi luăm în râs chestia asta. Iar abandonul școlar, la rândul lui, este generat pentru că aici noi vorbim de
filozofie economică, de filozofie politică, de filozofie administrativă, pentru că ele vin în cascadă. În momentul în care unui elev, părinții îi pleacă la muncă în străinătate, el rămâne cu bunica. În momentul în care un elev nu are bani de infrastructura hard, adică de un gadget ca să se poată cupla la învățământul online. În momentul în care eu n-am bandă lată, suficient de lată de internet în zona rurală. În momentul în care eu nu am asistență medicală în zona rurală. În momentul în care eu nu am profesor pregătiți, că vorbeați ce înseamnă trainingul unui profesor. Pregătiți-vă, un profesor la peste 50 de ani, să zicem, nu mai are abilitățile pe care le are unul de 20 și ceva de ani. Adică nu mai poate să fugă așa de repede, probabil. Da, de la școală. Deci, lucrurile sunt, se întrepătrund, aici vorbim de un sistem integrat. Un PNRR, de fapt, ar trebui să integreze nevoile și să integreze acoperirea nevoilor pe care le are o societate. Domnul doctor, toate astea ar trebui să fie legate între ele. Eu nu observ în acest PNRR o idee, un fir roșu, nu, hai să spun, roz, galben, albastru, un fir care să lege toate aceste domenii. Da, facem infrastructură, este foarte ok. Legăm Moldova de restul țării, Moldova de Europa, de drum. Facem decarbonizare. Facem decarbonizare, facem toate astea. Da, dar ideea generală, mai binele populației, nu transpare din acest plan. Apar niște insulițe care ne spun nouă așa, bă, trebuie să facem lucrurile astea pentru că europenii ăștia se duc spre Green Deal, da? Hai să facem. Mă uitam în PNRR-ul Germaniei, că ți-am mintit, în PNRR-ul Franței. Hai să-i lăsăm pe ăștia, că nemții spun, domne, tehnologizare, așa, francezii pun accent pe pregătirea umană și resurse umane. Dar haideți să ne ducem în Polonia. Polonia, în PNRR, și-a propus, din câte am văzut eu, în primul și în primul rând, să pună accentul pe agricultură, agricultură 4.0, cum spun ei. Polonezii care deja au investit imens în zona aceasta, pentru că și-au dat seama că reprezintă viitorul. Noi facem autostrăzi ca să recuperăm un decalaj, da? Facem trenuri rapide, care nu știu dacă vor circula așa. Dar în rest, da, zice, avem o problemă cu abandonul școlar. Hai să băgăm niște bani acolo. Și m-am uitat cu atenție. Ce înseamnă, ce măsuri sunt ca să poți reduce abandonul școlar? Păi nu e suficient să bagi bani în training-uri. Păi v-am spus, este un sistem integrat, avem... Unde e sistemul? Păi despre asta vorbesc, eu nu am zis că este. Cum ar trebui să fie? Stați puțin că eu nu sunt avocatul PNRR-ului. Eu pot să vă spun ce nevoie avem, ce ar trebui acoperit. Domnule doctor, eu trebuie să fac pe avocatul diavolului. Dar nu mă întreabă pe mine primul ministru cum ar trebui dezvoltat. Păi poate ar trebui să-i dați numărul de telefon. Nu, are oameni mult mai competenți și mai deștepți, nu e cazul să-i dau eu sfaturi. Dar eu vă spuneam care sunt problemele, pentru că noi din 10 probleme, aici vorbim de predictibilitate. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră, predictibilitate, noi trebuia până acum, până a venit PNRR-ul, care a venit pe nepusă masă după un an de pandemie, nu era în calcul că vom avea PNRR-ul, dar... L-auzeam pe ministrul fondurilor europene care ne spunea, domnule, a fost un termen foarte scurt, că până la urmă a fost acum un an de zile. Dar datele de bază, statistice, nevoile României, situația reală a României, astea sunt date pe care noi trebuia să le avem. Adică noi când a venit PNRR-ul trebuia așa, domnule, aici unde avem cea mai mare problemă? Aici, cum... creăm legătura, conexiunea cu cealaltă, complementaritatea acestor. Exact, asta e problema. Despre asta vorbim. Acum nu mă trageți pe mine de urechi pentru lipsa de viziune. Aici vorbim de viziune, aici vorbim de realitate și vorbim, repet și am să spun întotdeauna, onestitatea cu care sunt transmise datele reale. Noi românii preferăm, adică noi până acum câțiva ani spuneam
Dom'le, noi nu avem homosexuali în România. Nu există în România. Noi spunem, nu avem droguri în România. Nu există consum de droguri. Pentru că noi preferăm să ascundem, să aruncăm sub preș. Nu avem infecții în spitale. Nu avem infecții în spitale. Și asta este o componentă care se vrea rezolvată. Dar, la fel ce spuneam, interconectivitatea, bun, în spitale vrem să nu mai avem infecții, dar în același timp nu facem nimic cu consumul de antibiotice. Nu controlăm modul rațional în care ar trebui să fie folosite antibioticile. Și de-aia avem nozocomiale în spitale. Dincolo de faptul că se vorbește infrastructură veche, spitale din anii 60-70, ok, eu o să construiesc un spital nou, dar dacă nu respect regulile de igienă, dacă nu vorbim despre biorezistență, dacă nu vorbim despre elemente care vor transforma investiții mari spitale noi în aceleași spitale pline de nozocomiale. Aici e problema noastră. Adică nu avem nici viziune și nici nu suntem cinstiți cu noi. Noi preferăm să ne mințim, să mereu ne victimizăm. Noi n-am primit, nouă nu ne-a dat, noi nu am făcut. Nu putem că ne condiționează Europa, nu putem că ne condiționează PNRR-ul. Exact cum se negociază pe PNRR, așa se poate negocia pe orice domeniu, la Comisia Europeană și Uniunea Europeană. Dar, repet, e foarte adevărat anumite grupuri care au interese din afara țării ca noi să nu dezvoltăm anumite zone, dar dacă noi chiar vrem să le dezvoltăm, putem ieși să spunem, uite, grupul cu tare are cu tare interes și vrea să-mi omoare mie, nu știu, România porcul, vrea să-mi omoare competiția, mai ales atunci când vorbim despre educație, despre copiii supradotați, pe care oricum îi ia acolo vestul și țările dezvoltate. Deci eu cred că, eu mereu spun, tot ce se întâmplă, se întâmplă cu vina și cu aportul fiecăruia dintre noi. Până nu vom învăța că o societate, vorbeam de incluziune socială, tocmai trec cu căruța fiare vechi, fiare vechi. Vedeți, aici la mine unde sunt s-a produs incluziunea socială. Am înțeles. Măcar în domeniul ăsta al fiarelor vechi. Da, adică ferul a produs incluziunea socială. Atâta fer este în România, numai că nu există fair play. Da, asta vreau zic, atâta fer încât o dăm în engleză și o să spunem că totul e fair. Da. Corect. Domnul doctor, ce speranță aveți dumneavoastră că PNR... Scuzați, vă rog frumos să vă scuzați că vă întrerup, țineți-vă întrebarea. Sunteți scuzat. Ok, mulțumesc. Toate prevederile din PNRR și din tot ce înseamnă reformă în România, după părerea mea, eu în calitate de membru pro-România, în calitate de încă de coordonator pro-România, dar pot să vă spun că până nu se va face reforma administrativă care să fie raportată la necesarul și la realitățile României, nu vom realiza nimic. Cu 41 de județe, consilii județene, cu 3300 de primării, nu vom putea să facem nimic fără o reformă administrativă corectă pe care Victor Ponta știți că a propus-o încă de aproape 6 ani de zile. Fără reformă administrativă nu reușim să facem nimic. Gândiți-vă cât de greoaie este implementarea, cât de greoaie este monitorizarea, cât de greu se controlează banii. Gândiți-vă la diferențele între zonele istorice, diferențele de dezvoltare, diferențe de dezvoltare între comunele aflate în același județ. De ce nu înțelegem că avem nevoie de o administrație mult mai suplă? Fără o administrație suplă, nu putem controla. Ca să nu mai vorbesc de faptul că mereu evităm, noi avem, știți, inclusiv partidele de dreapta, vor centralismul și controlul statului, deși sunt partide cu viziuni liberale sau chiar liberale. Hai să descentralizăm. Hai să descentralizăm, să încărcăm cu credibilitate administrația publică locală
și să le dăm competențe, dar în același timp responsabilitate pentru modul în care își identifică nevoile și modul în care își solicită finanțarea pentru aceste nevoi. Ați pronunțat cuvântul evită la un moment dat, apropo de... Și mi-aduc aminte de un banc care circula, spunea cam așa. Băi, zice, la voi primarul, zice, a luat măsuri pentru reformarea societăților, pentru serviciile populației, zice că nu, evită. Zice, bun, zice, dar a luat măsuri să reducă numărul de funcționari care... Nu, zice, evită. Bun, dar de ce evită? Pentru că evită. Da, mă rog, domnul doctor, aveți dreptate cu reforma administrativă, dar nimeni dintre cei care conduc destinele acestei țări, de fapt suntem mai multe țări aici, dar mă rog. Nu are interesul să distrugă acest sistem. Nu să-l distrugă, să-l reformeze, haideți să spunem așa. Păi de ce să nu ai tu o primărie care este la mâna ta cu finanțarea și acolo să poți să-l conduci pe primar cum vrei tu, să ai niște posturi de consilier, să ai niște alte asemenea lucruri. Spunea șeful Consiliului Concurenței, fără concurență în România, domnul... Apără concurență președintele. Exact. E pe viață. Exact. Deci acest domn spunea așa că el se înspăimântă de monopolul firmelor municipalității. Și după ce am văzut, recunosc că nu l-am văzut în direct, l-am văzut înregistrat, mi-am adus aminte așa, domne, ce dilemă au primarii noștri? Pe de o parte, să nu faci firme ale municipalității ca să încurajezi mediul privat, pe de altă parte, să stai cu gunoiul în curte când ai un contract cu mediul privat. Și vedeți ce s-a întâmplat, nu cu sectorul 1, că nu-mi permit, că eu cu francezii nu mă pun, n-am nicio treabă, mă duc la Ploiești, unde o instanță a arătat că, domne, uite, firma aia nu-și face treaba. Cum te descurci în această chestie? Pentru că, da, facem reformă, facem digitalizare, facem tot, dar până când nu reformăm aici? Domnul Bălănescu, orice formă de... Deci orice UAT din România, să zicem, orice administrație publică, fie locală sau centrală, trebuie să aibă un backup, trebuie să aibă un plan B. Adică în momentul în care tu încheie un contract, faci o analiză de risc. Da, ai făcut, ești în implementarea contractului. În Statele Unite, orice mișcare administrativă este însoțită de o analiză de risc și de un management al riscului, ceea ce ar trebui să facă primarul din sectorul 1 acum. Da? Dă faliment firma, nu mai sunt în stare, nu mai are angajați, adică nu este suficient. Știți cum e la noi? Lasă, domnule, că merg în tribunal și câștig. Dar eu, cetățean, pe mine nu mă interesează că stă 10 luni în tribunal primarul cu un prestator. Și a câștigat el acolo faima. Absolut, pe mine mă interesează, dar știi cu toții că ai să jocuri, e vorba de jocuri financiare, cât pierd eu, cât pierde ăla, cât pierde partidul, cât pierde... Așa e România. Dar trebuie să ai mereu un backup. Dacă se întâmplă asta, la cine apelez eu? Asta înseamnă analiză de risc. Vedeți pe cineva vreodată să facă asta în primărie? Niciodată. Nu. Deci am semnat contractul, prietenos, neprietenos, e bun semnat, suntem fericiți, o să lucrăm cu ăștia până la adevăr. Am bifat. Asta este cuvântul. Noi bifăm. Bifăm. Domnul doctor, am bifat și noi o emisiune. Gata? Dacă respectăm, ca să spunem așa, regula, ne oprim aici și continuăm săptămâna viitoare. Respectarea regulii, indiferent de domeniu. Vă mulțumesc că sunteți de acord cu mine. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune și ne întâlnim și discutăm pentru săptămâna viitoare. Tocmai citeam în dimineața asta un document absolut fabulos ce a însemnat PNDL-ul
în România și dacă găsesc eu toate datele, vă provoc la o discuție PNDL în Neamț. Este absolut fabulos ce a însemnat PNDL în Neamț. Și dacă vedem și mergem și pe teren să vedem dacă lucrurile arată așa cum sunt raportate, e și mai interesant. De ce știu eu, sunt foarte mulți primari mulțumiți de PNDL, invocă PNDL-ul și îl doresc. Asta am spus. Nu neapărat se referă la eficiență pentru societate, ci a fost eficient, greu de controlat și la discreția dorinței reprezentanților administrațiilor publice locale. Să dea Dumnezeu să nu fie și PNRR-ul la fel. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă. Eu vă mulțumesc, la revedere. Văd că acolo la dumneavoastră a ieșit un pic de soare sau nu? Nu, tocmai a apus când a auzit de PNDL, s-a dus și soarele și s-a înnorat. Cred că o să fie o ploaie torențială, exprimându-și lacrimile pentru poporul român care așteaptă PNRR-ul. Vă mulțumesc, la revedere, oameni buni. A fost doctorul Liviu Harbuz cu noi.